seara, stimați ascultători! Ascultați Golanul, un radio în care curajul prinde voce. Eu sunt gazda voastră, Golanul, și vă invit pe undele radio să gândim liber. Dragi ascultători, emisia trecută am avut un invitat, neinvitat, de fapt, un musafir nepoftit, a dat buzna păstă mine, dar am aflat o chestiune interesantă despre el, anume faptul că a făcut parte din grupul de dizidență care era pe lângă profesorul Mironescu. Așa spune el. N-am de ales decât să-l cred, dar în orice caz am luat o asigurare de la el. Plănuiește acest informator, plănuiește să plece din țară, plănuiește să-și ia, a zis ceva de soție, de copil și să fugă din țară. Și cumva eu să fiu puntea de legătură între el și profesorul Mironescu. Mi-a dat și adresa unde îl pot găsi pe profesor. Mi-a reconvertit microfonul pe care securitatea mi l-a pus în aparatura de radio. Asta e interesant, că partea asta chiar e curios cum funcționează. Teoretic, acum, dacă plec în afară și scu microfonul după mine, orice se aude, se înregistrează pe el, pot să transmit direct în emisie, așa că veți fi prezenți cu mine și când mă deplasez pe teren, să spun așa. Dar omul mi-a dat o asigurare scrisă în care tot planul lui, cum că vrea să plece din țară, e declarat acolo. Mi-a dat și o semnătură. Dar s-a semnat cu un nume foarte neobișnuit. Am stat un pic să-l descifrez. După părerea mea, scrie Marduk. O fi scris greșit de la faptul că, nu știu, mâna era toată mutilată, bandajată și habar n-am, a fi vrut să scrie Marcu, nu știu, nu-mi dau seama. Câteva cuvinte despre înfățișarea lui, nu i-am văzut fața, asta e ciudat. Omul avea bandaje peste tot, pansamente. Bă, era ca omul mie ambulant, nu știu cum să vă spun, dragi ascultători, dar să risc să mă duc la adresa pe care mi-a dat-o. Nu știu, aș ține foaia asta oricum după mine, în caz de orice. Securitatea nu mă poate sălta chiar așa, fără să îl trag și pe el după mine. Dar până una alta, haideți să mai ascultăm o ultimă știre în care aflăm un pic cum stau lucrurile. Se pare că securiștii și-au făcut extraordinar de bine treaba, de norociți ăștia. În spiritul liniilor directoare ale partidului, s-a constatat cu mândrie că, în ultimele luni, tineretul studios al țării noastre continuă să urmeze calea luminată a educației socialiste. Elementele dușmănoase ce au încercat să infiltreze și să submineze valorile noastre au fost izolate, iar acțiunile lor destabilizatoare nu mai reprezintă o amenințare. Grupurile care, în mod subversiv, susțineau dialoguri culturale îndreptate împotriva intereselor statului nostru au dispărut din peisaj subit, asigurând astfel o atmosferă de pace și progres pentru tinerele generații. Partidul veghează neîncetat la integritatea și unitatea națiunii, ghidând pașii viitorului nostru luminos. Ați auzit o pasta? Elementele dușmănoase au fost izolate. Au dispărut apoi subit din peisaj. Bă, las-o, tată! Dispărut subit din peisaj. Le-ați anihilat voi, nenorociților. Mă, nu mai pot, mă, minciuna asta mănâncă capul. Deci, ce înțeleg eu din știrea asta, dragi ascultători, e faptul că securitatea pe românește i-a lichidat pe disidenții care câți erau. Nu mă gândesc că umplea profesorul un anfiteatru într-o clădire din asta părăsită, dar cum i-o fi luat și unde i-o fi dus? Mă, normal, familiile ar trebui să se sesizeze imediat. Băi, fii-mi în pușcăria cu tare sau... E clar că nu e o locație publică, nu e o locație devolată, dezvăluită. Mă dau și-o pe teoria conspirației. Au ăștia ceva lagre pe undeva. Doamne, Doamne ferește!
ce mă fac eu cu profesorul Mironescu? Mă duc la el, presupunând că îl găsesc la adresa pe care mi-a dat-o mumia asta ambulantă, tovarășul Marduc, să-i spunem așa. Dar cum mă duc? Profesore, am de la un informator adresa dumneavoastră, știți, nu, nu merge, măi, nu, mă scoate afară în secunda 2. Ia să văd, unde mi-a dat asta adresa? Calea, nu știu ce, numărul, opa, ia uite-o pe asta, Boogie Mambo Rag, parola. Boogie Mambo Rag, parola. Pe cum sărăcii parle la ușă și zic: Boogie Mambo Rag, bună seara, ce mai faceți? Am parola. Nu. Ce înseamnă Boogie Mambo Rag? Ce-i asta? Mai pot. Confuzie. Bă, mi-e capul calendar, nu mai înțeleg. Aici nu pot să stau așa. A fost un grup de dizidență, fi pus el la cale ceva mișcare, au dispărut și acum totul e în aer. Rămâne emisiunea asta a mea, vai de capul ei, pe care o ascultați câțiva dintre voi și... Nu, e păcat. E păcat și vreau să știu. Vreau să știu ce a pus la cale, ce a speriat așa tare pe securiști de a intrat în febră. Dragi ascultători, cred că trebuie să-mi asum riscul ăsta și da, cu posibilitatea foarte plauzibilă de a eșua și a mă scoate afară în șuturi profesorul, dacă îl găsesc, trebuie să încerc. Dar până să nu uit, cătura trecută v-am lăsat fără momentul comic, o glumă clasică despre tovarășul Nicolae Ceaușescu. Asta e așa cu iz religios. Ce deosebire există între Decebal și Nicubal? Nicubal de la Nicu Ceaușescu, evident. Primul, Decebal, practica cultul morților. Al doilea, Nicubal, practica moartea culților. Hai de cap. Asta e tristă. Așa. Mai am una. De câte feluri sunt românii? De două feluri. Cei care sunt mulțumiți, pe care caută miliția economică, și cei care sunt nemulțumiți, pe care caută securitatea. Ok, mai am una singură. Maca asta e mai... Na, umor negru, nu știu cât o să-l guste, dar hai că încercăm. Soțul și soția stau la masă. Deodată, ușa e trântită de perete și patru securiști dau buzna. Se repet la soț, îl iau pe ăsta, spre disperarea soției, îl iau pe sus pe bărbat, îl urc într-o mașină neagră, trec zile, trec săptămâni, omul nu mai apare acasă, disperată, soția reușește până la urmă să obțină o audiență. Vai, spune securistul, ne pare rău, dar știți, soțul dumneavoastră a murit de pneumonie. Nu se poate, spune plângând soția, dar soțul meu nu era bolnav când l-ați arestat, cum se poate să fi făcut pneumonie? Ei, doamnă, zice securistul, știți cum, a încercat să fugă, a alergat, noi după el și știți cum este, el transpirat, glonțul din pistol rece, na. Da. Da. Nu-i de râs, dar e de plâns. În fine. Dragi ascultători, am pentru dumneavoastră și un moment de cultură. Este vorba de un pasaj din Blaise Pascal. Blaise Pascal, acest filozof al secolului al XVII-lea, om de știință, matematician și un gânditor cu interese chiar teologice, aș putea spune. El are un pasaj din Cugetările sale, o lucrare fundamentală, păcat că nu o putem procura în întregime în această țară cenzurată care suntem, dar mici frânturi mi-au parvenit și mie, așa că vi le redau acum. Citez. Oamenii, conștienți din fire de ceea ce sunt, nu ocolesc nimic mai mult decât odihna. Ar da orice ca să fie întrerupți. Ei stăpânesc un instinct ascuns, provenit din sentimentul lor constant de nefericire,
care îi îndeamnă să caute distracțiile și preocupările. Întreaga noastră viață, spune Pascal, trece astfel. Căutăm liniștea, luptându-ne să depășim anumite obstacole și de îndată ce reușim, găsim că liniștea este insuportabilă. Dacă omul ar fi cu adevărat fericit, nu ar simți nevoia de a se distrage pentru a nu se gândi la condiția sa. Am încheiat citatul. Dragi ascultători, vă iau cu mine afară, nu afară din țară, afară din studio. Oficial, mergem să-l căutăm, dacă dăm de el, de profesorul Mironescu. Bun, hai să iau cu mine hârtiile, declarația, asigurarea lui informatorul ăsta și, așa, să vedem, adresa și parola. Bughi Mamborag. Bughi Mamborag, Bughi Mamborag, Bughi Mamborag, nu, sper să nu uit, Doamne, ce denumire, Bughi Mamborag, știi că e ceva strigă de ăsta, de trib, dă-mi perechere, Doamne ferește, na bun. Hai să mergem, microfonul, să vedem ce șut în fund o să-mi dea mie profesorul când află că și cu microfonul după mine, credibilitate zero, dar merită să încerc. Bun, dragi ascultători, nici nu știu dacă o să meargă pe distanțe așa mare. Am făcut o probă înainte, afară din studio și am văzut că se transmite, dar na, sperăm că captează și pe unde mai lungi. Bine. Care e numărul? Următorul? Cred că trebuie mai în față. Am trecut oare? Că nu-mi dau seama. Ok, cred că asta e. Bine. Hai să bate la ușă. Ne rugăm să iasă bine. Bună seara. Bună seara. Bughi Mamborag. Repede, intră repede, să nu te vadă. Hai, hai! Domnule profesor, nu mă cunoașteți, știu, și îmi cer iertare că dau buzna în halul ăsta și la ora asta târzie, dar... După voce, îmi pari cunoscut. Și faptul că ești aici, mă gândesc, ești gonanul ăla. Ți-ați cu eclinisiunea, îmi place foarte mult ceea ce faci și cred că sunt primul același spirit de rezistență până la urmă. Totuși, ce te aduce pe aici și mai exact? Întrebarea mea pentru tine este, cum ai ajuns să știi parola? A intrat peste mine un informator al securității, domnule profesor, care știa despre mișcarea dumneavoastră de dizidență. El mi-a dat adresa, el mi-a dat și parola... Și mi-a convertit microfonul ăsta. Uitați, e un microfon pe care securitatea mi l-a pus în aparatura de radio și pe care el mi l-a convertit astfel că să înregistreze doar pentru mine. Dar dacă vreți și nu aveți încredere, îl arunc imediat. Nu e o problemă, voiam doar ca ascultătorii mei să audă vocea dumneavoastră. Informatorul... Mi-a mai spus și că are un plan, vrea să plece din țară și mi-a dat o asigurare. L-am convins să îmi scrie, să-mi declare în scris tot planul lui și faptul că vrea să fugă, să evadeze, să emigreze și și-a dat semnătura, astfel că îl am și eu la mână cumva. Cât de sigur am putut să fac eu treaba asta, am încercat să o fac. Doar că, uitați... S-a semnat Marduk. E nume de informator, dar poate vă spune ceva despre identitatea lui. N-am putut să-i văd fața, era toată bandajată, era mutilat, pe semne că l-au bătut securiștii, dar dacă, nu știu, vă sugerează ceva, un indiciu... Marduk. Marduk este un meteziitate.
E o zeitate din zona Mesopotamiei. Este ziul justiției, printre altele. Dar asta vine dintr-o sursă destul de exclusivă. Eu știam despre ea din cărțirea lui Mircea Eliade. Dar, domnule profesor, Mihai Ștefănescu, tânărul care a dispărut și care am înțeles că lua parte la prelegerile dumneavoastră, securitatea i-a găsit în apartament un manuscris semnat de dumneavoastră, o carte, un manuscris care era din opera lui Mircea Eliade. Ați ascultat Golanul, o producție Amatorii de Cultură. Golanul este un podcast de ficțiune prin care încercăm să redăm puțin, sigur, în mod fictiv, atmosfera care era în timpul perioadei comuniste, în care gândirea nu era lăsată liberă și ideile erau cenzurate. Dacă vreți să susțineți proiectul, o puteți face pe contul nostru de Patreon, Amatorii de Cultură, precum și printr-un subscribe pe pagina de YouTube Amatorii de Cultură, și dați o geană și pe pagina noastră de Instagram, unde postăm conținut extra. Mulțumim pentru audiție și până data viitoare, numai bine! Ciao!